Dacă căutați la Google Blog SEO, o să observați că sunt tot felul de rezultate de genul ăsta. Apare titlul blogului, apare un autor și în unele cazuri scrie și în câte cercuri Google apare persoana respectivă. Iarăși un autor cu fotografie și în câte cercuri apare. Și apare la mai multe bloguri. Da? Și oamenii ăștia și-au legat blogul de contul lor de Google+. Am făcut și eu acest lucru. Pe oliviamreda.com se întâmplă același lucru. Dacă caut așa, observ că mi-am legat contul. Cum se face legarea respectivă? Dacă folosiți WordPress, este simplu să editați fișierul header.php al temei dumneavoastră și tot ce aveți de făcut acolo este să adăugați în header.php rândul acesta. Iar apoi, în profilul vostru de Google+, la pagina About, există o secțiune Links. Iar în secțiunea respectivă Links, există o secțiune Contributor To. Și completați în secțiunea respectivă blogul sau blogurile pe care vreți să le legați de site-ul vostru. E descrisă procedura pe pagina asta, pe care o voi da link în descriere. Există însă și posibilitatea să legați mai multe conturi pe același site. De exemplu, pe cuetd.ro, un blog pe care scriu și eu, sunt două persoane, doi autori care scriu pe același blog. Foarte ușor pe WordPress este să folosiți pluginul SocialAuthorBio, care face o chestie de genul ăsta și printre altele leagă și cu contul de Google+. Aveți aici posibilitatea să editați mai multe iconuri și opțiunea să editați, să spuneți care e profilul vostru de Google+. Există și alte site-uri care fac acest lucru, de exemplu Lifehacker. Uitați aici, sunt 3 sau 4, ci mulți autori, da? Deci mai mulți autori pe același site. Și cam așa se face. Deci în principiu citiți articolul ăsta despre faptul că trebuie să cum faceți legarea de pe blogul vostru către site, apoi către Google+, apoi pe contul vostru de Google+, trebuie să faceți legătura către site-ul vostru. Succes.